Traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare în perimetrul pieței Marii Adunări Naționale va fi suspendat de mâine 20 mai de la ora 8 până în 22 mai ora 6. Decizia a fost luată pentru organizarea Adunării Naționale Moldova Europeană, un eveniment la care sunt așteptate 10.000 de participanți. Astăzi și-a confirmat prezența și președintele Parlamentului European, Roberta Metsola. TVR Moldova va difuza o ediție specială în care vom relata în direct evenimentele de la Adunarea Moldova Europeană. Potrivit programului oficial, participanții la meeting vor veni în piața Marii Adunări Naționale între orele 10 și 11. Startul va fi dat oficial la ora 11 cu intonarea imnului Republicii Moldova de către renumita soprană Valentina Naforniță. Va fi intonat și imnul Uniunii Europene de către Moldova Youth Orchestra și Corul Moldova. Președintele Republicii Moldova Maia Sandu și președintele Parlamentului European Roberta Metsola vor ține discursuri. Pe scenă vor urca și alți invitați, iar evenimentul se va încheia cu adoptarea rezoluției Moldova Europeană. În timpul manifestației, transportul public va fi redirecționat. Începând cu ziua de mâine, o parte din arterele municipiului Chișinău vor fi închise, iar pentru ziua de duminică ne dăm bine seama că traseele naționale vor avea și ele o încărcătură la acest compartiment. Din aceste considerente, o să îndemnăm înțelegere din partea tuturor participanților, atât la eveniment, cât și la trafic, la general. Pentru că la eveniment sunt așteptați mii de participanți, poliția face apel către cetățeni să se comporte adecvat, să nu creeze conflicte, să aibă grijă de copii și vârstnici și să nu-și lase bunurile nesupravegheate. Noi toți cetățenii trebuie să fim conștienți că venim la un eveniment pașnic, dedicat unui generic și de aceea noi trebuie să fim cu toții uniți și să întreprindem exact acele măsuri și acțiuni care sunt compatibile cu evenimentul respectiv. Inclusiv vor fi asigurate buna desfășurare și siguranța tuturor cetățenilor. Pe 21 mai, TVR Moldova va difuza o ediție specială în care vom relata în direct evenimentele de la Adunarea Moldova Europeană.